Domnul Nevoiță, pentru început, cum vă simțiți? Mai eliberat, mai puțin stresat? V-ați descătușat? Clar că o povară în minus. Că așa sunt destul de sunt genul de persoană care nu poate sta fără provocări, fără activitate, fără probleme, de ce nu? Dar Dinamo era o încărcătură și o responsabilitate destul de mare pe lângă multe altele pe care le aveam și, într-adevăr, de ceva vreme nu mă mai regăseam în poveste și îmi doream să ies din acest domeniu și mă bucur că am reușit în cele din urmă. Vă încearcă așa o oarecare urmă și de regret? Pentru că până la urmă e și sufletul care a fost pus acolo. Evident, foarte mult suflet, normal că mă încearcă și urmă de regret, dar ar dispărea regretele dacă Dinamo ar merge bine în continuare, ceea ce îmi doresc foarte mult. Cu ce ați rămas în atâția ani de conducerea acestei echipe? Am rămas cu, zic eu, cu experiență de viață, am mai văzut și altă lume, lumea fotbalului. Am avut multe de învățat și din această experiență. De obicei, oamenii de business sunt oameni de business, îi taie și spânzură. Până la urmă, banii sunt cei care ne țin în, sau vă țin în viață. Mă refer aici la oamenii de business. Ați reușit să obțineți ceva după urmă, Dinamo? Păi tocmai ce am spus, experiență. Oamenii de business sunt cei care fac business, adică au și profit. În fotbal nu e vorba, ba din contră, de pierdere, dar asta este. E un fenomen, mi-am asumat treaba asta, e un fenomen interesant, am încercat să ajut, zic eu că am și reușit într-un anumit fel, dar acum las pe alții să facă mai mult, sper să și reușească. Dacă ați putea să dați timp înapoi, ați face același lucru? Ați preluat din nou Dinamo? Dacă ar fi să decid acum, sub nicio formă. Wow! De ce? E o lume complicată. E o lume complicată? Nu e complicată, e foarte complicată. E mai greu decât în politică? Da, e mai greu. Nu cunosc, n-am fost în politică și nici nu-mi doresc, nu mă regăsesc nici în politică, la fel cum mi-am dat seama că nici în fotbal, dar e mai greu. Pentru că în fotbal, spre deosebire de politică, trebuie să aduci bani și nu puțin. Dar dacă ies oamenii ăștia puternici din fotbal, dumneavoastră, iată că sunt probleme ceva și pe la CFR Cluj, nu știm la FCSB cum sunt lucrurile, că și domnul Gigi Becali dă semne că n-ar mai băga așa de la fel de mulți bani. Ce s-ar întâmpla cu fotbalul românesc? Oricum el prea pe roze nu e. Realitatea e că dacă faci un bilanț și cheltuiești bani, consumi timp, îți uzezi nervii, sănătatea și te mai și înjură lumea, nu văd de ce ai stă. Ca urmare, astea au fost concluziile mele. Nu știu dumneavoastră, dar foștii acționari, mă refer aici la domnul Porcea, domnul Nețoiu, spunea la un moment dat că i-au ajuns să ia pastile din cauza fotbalului. Pe noastră ați fost afectat din punctul ăsta de vedere al sănătății? Nu am luat pastile, dar stresul este foarte mare. Consumul este enorm. Mai ales când te lupți, te străduiești să organizezi lucrurile, să faci jos de bani, să susții, să rezolvi problemele inerente ale unui club și vezi că echipa nu joacă, consumul este cu atât mai mare. Dacă mai apar și tot felul de găinari sau, eu știu, comentatori care te critică, te înjură și pe nedrept, doar că așa consideră ei că e bine să facă, atunci lucrurile sunt și mai, consumul și mai mare. Ca urmare, cam asta este concluzia. Să înțeleg că este mai ușor în business decât în fotbalul românesc?
Cel puțin pentru mine, mult mai ușor, mă simt mult mai bine, sunt din filmul respectiv. În fotbal nu mă regăsesc, e o lume specială. Câte lucruri? În sensul negativ. Câte hoteluri credeți că dumneavoastră ați fi reușit să construiți dacă n-ați fi intrat în fotbal? N-am stat să și nu stau să fac. Eu repet, eu ca pe experiență, e o decizie de-a mea pe care am luat-o, mi-o asum din toate punctele de vedere și merg mai departe. Acum nu știu în ce relație ați rămas cu fanii din Anuviști, dar ce mesaj de transmiteți? Și ce mesaj eu am fost foarte deschis și corect cu ei, le-am tot spus să vină, să ia clubul, să găsească soluții, că eu mă retrag. Au venit parțial, adică au luat parțial, au făcut probabil tot ce au putut. Da, n-au avut curajul să-și asume toată povestea. Ca urmare au venit acești spanioli. Sper să fie bine. Le transmit să fie mai rezervați cu înjuratul, că e cel mai ușor lucru. Să nu se lase influențați de oameni care par a fi de calitate, dar în realitate sunt foarte, foarte, să zic așa, fără calitate. Și să-i aprecieze pe cei care chiar fac lucruri reale, nu doar povestitori. Cum ați reușit să ajungeți la noua conducere? Cât de greu v-a fost să negociați? Referiți la cumpărători, la spanioli. Da. Cât ați lucrat intens? Păi, am lucrat în paralel cu mulți potențial cumpărători ultimii 3 ani, dar cu ei de vreo, nu știu, 3-4 luni. Tot le trimitem documente, tot analizează, tot îi informăm, îi ținem, i-am ținut la curent cu la fel ca pe toți ceilalți. Dar ce i-a atras pe ei să vină în proiectul din omul? Aveți idee? De ce nu? Eu nu văd un mai proiect... Mai ales că marginea prăpastii. Nu are legătură. Contează mult potențialul pe care îl are. De exemplu, Dinamo e un brand. Poate, nu că poate, atrage și a atras întotdeauna tinere talente. Dacă și aduc oameni profesioniști care să formeze, să șlefuiască aceste talente, jucătorii români tineri, o pot face cu bani puțin prin comparație cu ce se întâmplă în Spania. Pot aduce de pe acolo jucători care nu își găsesc locul și ei să facă o treabă foarte bună, că diferența este foarte mare. E un club de tradiție, cu suporteri și de ce nu? Dacă vorbim numai de Europa League, înseamnă foarte mulți bani. Deci dacă ar reuși să implementeze un sistem profesionist și să ajungă măcar în Europa League, ar merita toată... Se pot face lucruri, dar trebuie să fii din lumea respectivă, să ai conexiuni. Conexiunile și cunoștințele sunt foarte importante. A fost un om de fotbal care m-a fost aproape în toată perioada aceasta? Din ce punct de vedere? Ce nu știu. Înțelegeți dumneavoastră, deci aduceți oamenii ăștia de... cu influență în fotbalul românesc. Cine v-a fost aproape? Da, nu știu. Nu îmi vine un nume. Mulți, ca și Mircea Lucescu, preferă să critique fără să se informeze. Doar așa, sau se informează din surse proaste. Și m-a deranjat lucrul ăsta că aveam altă impresie pe care mi-am schimbat-o între timp și mi-am dat seama că din păcate sunt și mai puțini cei care sau pe care îi consider de caracter. Ce relație ar trebui să aibă suporterii cu noi patroni? Păi cred că o relație foarte bună ar trebui să facă echipă, că numai așa pot deveni mai puternici. Dacă se limitează la a crea, nu știu, o ruptură de la început și o separare și ostilitate, nu duce la nimic bun, ba din contră. Noi, patroni, sunt de acord cu ei ca o acțiune? Mie mi-au spus că se vor întâlni și eu i-am sfătuit să se întâlnească.
și să găsească soluții, punți de comunicare, de colaborare și să facă front comun pentru a crea un mediu cât mai bun pentru performanță. Sper să se întâmple. De cine să vă fie dor din fotbal? Sau de ce? De Dinamo. O să-mi fie dor să mă uit la meciuri și sper ca lucrurile să meargă bine și să mă uit pe viitor cu drag. Că încărcătura era mult prea mare ca să mai fie drag să mă uit la meciuri. Stăteam tot timpul cu teamă că ce se întâmplă, cum se întâmplă și așa mai departe. O să mai veniți pe stadion? Îmi doresc. Îmi place atmosfera. Practic, dacă am intrat la Dinamo, poate cel mai important lucru a fost atmosfera și coreografia, prezența și ceea ce suporterii fac, mai ales la meciurile importante. Și asta mi-a dat acel plus sau farmecul pe care mi l-a creat de a depăși orice greutăți și de a lua decizia pentru a intra în fotbal și a nu lăsa acest club să falimenteze. O să citesc o întrebare de aici, dați-mi voi, vă rog, ca să nu greșesc eu. Fanii sunt supărați că n-au fost chemați la negocieri, spun că nu aveați cum să vindeți și acțiunile lor fără să le cereți acordul. Mai era și procentul de 7% din acțiuni pe care ei spun că nu l-au primit. Au dreptate? Nu am vândut acțiunile lor, ca urmare acțiunile lor sunt ale lor, înțelegerile sunt înțelegeri, le-am vândut pe ale mele. Ca urmare, atât timp cât vând un bun de al meu și atât timp cât i-am rugat luni de zile să le dau gratis sau pe un leu, să spunem așa, tot gratis e, nu au de ce să se supere. Credeți că vor mai băga bani suporterii la club? Nu știu. Nu. Până la urmă, cred că suporterii sunt cei care trebuie să susțină clubul, ceea ce au și făcut, și cu toții trebuie să facem ceva pentru acest club ca să existe și, ba mai mult, să facă performanță. Bine, acum nu știu dacă neapărat vă mai privește, dar așa ați fost în fotbal un fenomen. Cam ce buget le-ar trebui noilor patroni pentru ca această echipă să se bată pentru a accede în grupele Europa League și așa mai departe? Să mă refer la Europa. Da, nu știu, nu vreau acum să avansez sume, că sunt destui care se pricep și avansează sume. Eu doar îmi doresc și sper ca să facă lucrurile cât mai bine, să facă performanță. Am văzut pe câte unii făcând investiții foarte mari și având rezultate slabe și pe alții cu investiții relativ mici și având rezultate bune. Cred că cele mai importante sunt rezultatele. Asta îmi doresc de la Dinamo. În nou sezon, cine credeți că o să se lupte la titlu? Nu știu. Nu am de unde știi. CFR? Craiova? FCSB? Depinde. Intră și Dinamo în luptă? Mi-aș dori. Foarte mult. Totuși, credeți că au greșit dându-l afară pe Dănciulescu? E decizia dânșilor și o emblema a suporterilor. O emblema a suporterilor sau a clubului? Că nu. A clubului. Da, nu știu dacă neapărat trebuie toate legendele angajate, că ori e club. Sincer, dacă ar fi să le recomand ceva, le-aș recomanda să, dacă au resursa necesară, financiară, dar mai ales umană, să-și aducă profesioniști. Și totuși a continuat cu Mulțescu și cu domnul Țărnăr. Surprinzător. Nu comentez deciziile. Deși știu mai bine cum își organizează lucrurile, pentru că și-au asumat lucrul acesta, și-au asumat să financeze, au și adus ceva bani, vor mai aduce. Ca urmare, dânșii iau decizii pe banii lor. Că știu cum e să unii să vină cu banii și alții cu
deciziile. Nu e regulă. Întreb pentru că s-a vehiculat foarte mult și chiar și dânsul a spus că ar fi în tratative sau discuții, mă refer aici la domnul Condra, că ar fi urmat să vină la Dinamo și l-a dezamăgit profund, pentru că nu a mai fost luat în calcul. Nu știu. El trebuia să vină la Dinamo? Era o variantă, din câte știu. Dar știu că oamenii ăștia deja de o lună, o lună și jumătate au trimis investitorii, au trimis niște oameni să evalueze ce se întâmplă pe aici și oamenii respectivi sunt foarte bine pregătiți. Dar acum ceea ce nu prea am văzut pe la noi.